Bună, prieteni! Astăzi este 13 iulie, iar noi vom merge să mai facem niște cumpărături și să mai rezolvăm niște probleme. Dar mai mult vă voi spune din mașină în drum spre oraș, așa că hai să mergem! Suntem în drum spre oraș, mergem să ne căutăm niște haine și să mai rezolvăm din probleme. Dar ce fel de haine? Eu trebuie să-mi caut un costum, iar viitoarea mea soție să-și caute o rochie, pentru că acum pe 25 iulie o să fie o zi foarte importantă din viața noastră, o să fie cununia noastră și mergem să ne căutăm niște haine și la medicul de familie să ne scoatem hârtiile pentru căsătorie, ca să le putem duce la primărie împreună cu restul actelor, copie după buletin, după certificatul de naștere și astea de la medicul de familie. Așa că dacă vom putea, vom mai filma de la magazine cum ne căutăm hainele și să vă arătăm și vouă, dacă nu vă vom arăta acasă și ne vom cumpăra. Așa că ne vedem puțin mai târziu. Cum suntem în mașină, am fost să mă tung puțin, să mă aranjez și la medicul de familie ca să scot certificatul prenunțial, așa se numește, pe care trebuie să-l ducem la cununie. În data de 15 trebuie să depunem actele. În data de 15. Dar mai mult o să vă spun acasă despre ce acte vă trebuie și de unde să le luați. Acum mergem mai departe să vedem dacă găsim ceva haine. Dacă nu, o să mai căutăm săptămâna asta prin oraș, să vedem. Așa că ne vedem mai târziu. În sfârșit am reușit să ajungem acasă. A fost un drum foarte greu, foarte aglomerat și nu am mai filmat. Credeam că eu o să-mi găsesc ușor haine, dar soția mea și-a găsit în primul magazin o rochiță, să vă arăt imediat, iar eu mi-am făcut un costum din sacou, pantaloni, cămașă, nu am luat un costum întreg. A fost foarte greu să-mi găsesc, dar până la urmă m-am descurcat. Așa că haide să vă arăt în mare cam ce haine ne-am cumpărat, iar cum o să stea pe noi să le vedeți în data de 25, în luna asta. Uitați cum asta este rochița. Pantofii. Ăștia sunt pantalonii de la costumul meu. Iar acum am să vă arăt și costumul. Și cam așa arată. Cămașa este un mov. Acolo sus avem și papion. Așa că nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like și vom reveni cu noutăți. În curând, zilele următoare, o să pun și video cum am mai renovat prin casă. Începem și construcția unei piștine și ce am mai făcut cu motocultorul prin grădină. Și am și o surpriză, o să fac un video, am vândut caprele ce le-am avut și am cumpărat o capră de rasă foarte bună de lapte, dar o să vă arăt în videoclipurile următoare. Așa că stați lângă noi, dați-ne un like, abonați-vă la canal și lăsați un comentariu. Vă mulțumesc!